Bine m-am găsit la un episod în care o să conduc o mașină foarte dragă mie și probabil că marea majoritate dintre voi sunteți oricum sătui de mașina asta. Însă este o mașină ce a fost adusă în stoc, a fost o întâmplare mai ciudată cu un client, după cum ați văzut și din titlu. Și pe parcursul acestui episod vreau să vă pun în revistă și să vă explic exact care a fost situația cu această mașină. De ce a fost refuzată de un client? Până la urmă, după cum bine vedeți, mașina a venit în țară, cum s-a desfășurat totul și care a fost decizia pe care am luat-o atunci pe moment, dacă este vina mea, dacă nu este vina mea, dacă mi-asum, dacă nu mi-asum. Ideea este că mașina este în țară și, după cum am zis anterior, a fost în stoc la momentul filmării acestui episod. Mașina este rezervată, a venit cineva, a văzut-o, a pornit-o, a testat, a văzut ce și cum și mi-a lăsat un avans pentru ea. Deci, în momentul filmării, mașina este rezervată. Inițial am vrut să iau pentru altcineva, dar o să vă arăt în acest episod și o să vă spun mai multe detalii, să vedeți exact despre ce este vorba. După cum bine știți, Jaguar nu este o marcă foarte, foarte iubită la noi în țară, cel puțin nu la fel de iubită precum în Volkswagen, Audi, Mercedes și așa mai departe. Însă vreau să vă prezint raportul la această mașină, pentru că e un raport destul de interesant și un raport care arată, nu știu, voința sau ambiția unui vânzător ce vrea să-și vândă mașina. Avem un Jaguar XJ benzină 2015, am zis să vă arăt și ceva diferit. Avem și o verificare la partea de titlu plus ceva daune, iar aici sunt câteva fotografii din 2015 când mașina a fost listată la licitație cu daună frontală. După care, la aproximativ 5 ani, da, mașina a apărut la vânzare, după o lună din nou a apărut la vânzare, după o lună din nou, după o lună din nou, după o lună din nou, după două luni din nou, după încă două luni din nou, după aproximativ, mă rog, probabil câteva zile, o săptămână s-au schimbat pozele, au fost folosite aceleași poze cam jumătate de an, după care au fost schimbate din nou pozele. Bine, între timp mașina probabil a ajuns și în alte țări, dar ideea este că mașina a fost de multe ori pusă la vânzare. După care avem un kilometraj destul de interesant, dar pare să fie desfășurat, deci pare să fie un kilometraj real. Mașina a fost și în Polonia, a fost și în Cehia. Aici sunt daunele și aici mi-a fost o daună în Slovacia, dar mi se pare ceva mic oarecum, având în vedere că mașina era aproape nouă. Sau oricum, nu, ceva foarte, foarte grav. Jaguar XJ, sedan 2015, model 2015, 3 litri, 335 de cai, benzină automată, tracțiune spate, de altfel mașina foarte interesantă și probabil foarte sportivă și oferă anumite senzații, să zic așa. Aici avem un desfășurător cu daunele, după care a fost importat în Polonia, probabil undeva pe aici a fost și reparat, Slovacia, a fost și pusă la vânzare, a fost pusă la vânzare, probabil sunt pozele de mai sus. Ideea este că la un moment dat, în 2022, luna 8-a, a fost la vânzare și în România, deci până la urmă a ajuns și la noi în țară și probabil mașina asta încă merge pe străzile noastre, iar astea sunt pozele de la noi din țară. Într-adevăr, mașina kilometri puțini și e ceva diferit pe stradă și mie îmi plac, dar mai greu pe partea de mentenanță și se știe că nu sunt foarte, foarte fiabile. Dar aici se vede într-adevăr un istoric real al mașinii, unde a fost vândută, când a fost vândută, pozele de la vânzare și așa mai departe. Și asta oricum se vede că asta destul de mult la vânzare, în prima fază pentru că probabil daunele astea apar, poza apare undeva, și în a doua fază pentru că e un model mai rar. Așadar, așa arată un raport detaliat, depinde de istoric cu mașinii, am spus și prin alte episoade. Dacă vreți să verificați o mașină, aveți link în descriere cu 20% reducere sau puteți folosi codul LUTSU la pagina de plată. Hai să trecem la episodul propriu-zis. E bine, în cariera mea de samsar și în viața asta de samsar, de bișnițar, de dealer, de cum vrea fiecare să-i zică, ai tot felul de întâmplări și am tot zis că o să fac un clip despre mai multe întâmplări sau diferitele conversații memorabile pe care le-am avut cu anumite persoane, însă timpul este limitat și n-am mai ajuns acolo. Nu i-am mai făcut o prezentare exterioară, însă o să pun mai multe cadre cu mașina, pentru că nu știu cum e la voi în perioada asta, însă la Pitești, mă rog, în tot județul Argeș, bate foarte tare vântul, mâine o să plouă, poi mâine o să plouă, adică nu prea aveam ce să fac pe partea de exterior, pentru că nu m-aș fi auzit 100%. Și am zis că mai bine fac un test drive cu ea, ca să vedeți exact cum merge, cum se simte, cum schimbă cutia și despre ce e vorba în cazul ăsta, să zic așa, pe care l-am avut cu un client. Ideea este destul de simplă și o să, nu știu, o să vă pun așa în temă cu fiecare detaliu în parte.
Mașina asta fusese găsită pentru un client pentru a fi adusă la comandă. I-am trimis pozele, i-am trimis raport car vertical, i-am trimis absolut toate informațiile pe care le aveam. Kilometri, poze din diferite unghiuri, asta este mașina, asta este prețul pe care vreau să, pe care pot să-ți aduc mașina. Da, da, ok, nu știu ce, nu știu cum. Tot în regulă, mi-a trimis într-adevăr avans. Din punctul meu de vedere, clientul a fost serios, a fost corect, mi-a trimis avans, totul în regulă până aici. Ideea este că eu am momente în care licitez și 5 mașini odată și clienții cu care am mai colaborat știu treaba asta, adică sunt anumite site-uri de licitații unde se încheie foarte multe licitații la aceeași oră. Sunt săli întregi de licitație, că e Franța, că e Belgia, că e Olanda, se încheie la aceeași oră. Și fiecare client îmi dă în parte bugetul maxim pe care l-are. Eu setez un agent de licitare, adică practic dacă eu nu pot să vin în ultima secundă să placez o ofertă, agentul respectiv o să placeze automat oferta până la oferta maximă pe care o am eu pentru mașina respectivă. Și să zicem, a fost mașina asta, a mai fost un Steria 3, a mai fost un A5, a mai fost un Megane, mă rog, au fost mai multe mașini. Și am licitat inclusiv mașina asta, doar că eu de cele mai multe ori licitez de pe telefon și practic am mai multe taburi deschise. Ideea e că e chestiune de o fracțiune de secundă, setez la fiecare și ulterior vedem dacă le-am câștigat sau nu și ulterior vedem dacă ni le vând sau nu. Deci am făcut factura de avans, mi s-a trimis avansul, am licitat mașina, am câștigat-o, mi s-a facturat și eu în fuga pe care o aveam atunci, în, deci aici e greșeala mea și mi-o asum, neatenția mea, undeva în fișa tehnică a mașinii se menționa faptul că mașina nu are motor original. Eu am văzut asta ulterior și am spus clientului, uite, înainte să-mi dai banii, restul de bani pe mașină, cum am stabilit prețul pe care l-am stabilit, să știi că mașina are motorul schimbat, mașina are motorul de 1.6-160 de cai putere și se știe că au fost anumite loturi cu probleme, la bloc motor sau mă rog, au avut diferite probleme și am avut mașini care au avut motorul schimbat. Ceea ce nu mi se pare neapărat un lucru rău, pentru că mașina are motorul schimbat la reprezentanță undeva aproape de 90.000 de kilometri, acum are 132.000, deci motorul ăsta are 40 și ceva de mii de kilometri, a fost schimbat undeva în 2021, apare la Renault, factura e de undeva la 4.000 de euro și am încercat să explic timp de aproximativ o zi faptul că motorul, dacă este schimbat și se știe că motoarele astea au avut niște probleme, unele dintre ele, eu îl consider un avantaj, pentru că dacă tu o cumperi din țară de oriunde și va pica la tine motorul din diferite considerente și vei băga în mașina aia 3-4 mii de euro să-i faci motorul, vei zice că ți-ai luat țeapă sau, domne, ce mașini proaste sunt. Adică eu dacă văd o intervenție de genul ăsta, cum e și la BMW-uri, cu răcitorul de gaze, mi se pare un mare avantaj. Dau un exemplu. E făcut în reprezentanță, ți apare ce s-a schimbat, ți apare manoperă, ți apar costurile, cum mi-a venit și factura în momentul în care mi-a venit actele. E, problema aici a intervenit pentru că el a zis că ar fi înțeles dacă mașina mai este revopsită, dacă mai are zgârieturi, dar ce facem, ne batem în joc, cumpărăm o mașină cu motorul schimbat. Și am încercat să explic că, domnule, un avantaj să-i motorul schimbat. Cineva la un moment dat a băgat bani pe care tu, teoretic, în viitor nu se mai bagi. Adică văd un mare, mare avantaj, cum ar fi și la BMW-uri din nou. S-a rupt distribuția cuiva, a făcut motor, i-a schimbat distribuția, o cumperi tu, tu o cumperi de-a gata. Mă rog, am încercat, într-un final nu am putut să-l conving de faptul că este mult mai avantajos să ai distribuția, să ai motorul schimbat și îi înțeleg punctul de vedere, sunt banii lui, este și vina mea că nu am văzut și nu i-am spus înainte, deși din punctul meu de vedere din nou este un avantaj și plus că de multe ori și în multe țări civilizate motorul oricum este considerată piesă de schimb și la rar, la marea majoritatea mașinilor, motorul se trece fără serie pentru că nu este vizibilă seria sau a fost schimbat motorul. Ulterior am verificat și la Renault, am văzut că într-adevăr mașina 87-88 de mii de kilometri pe acolo a avut motorul schimbat și am trimis istoricul de service. Mașina are uleiul în cutie schimbat, are baterie schimbată acum 1000-2000 de kilometri. Kitul de accesorii este schimbat, anvelope noi și are jantele pe 19 și niște anvelope 245-40 pe 19 sunt scumpe. Indiferent de brand, minim 100 de euro bucata, minim. Deci din start anvelopele sunt 400, uleiul în cutie mai e și câteva sute că este făcut în reprezentanță. Motorul e 4000, ok, nu pune motorul. Bateria are factură 350 de euro, toate astea adunate sunt niște bani. Într-un final n-am reușit să-l conving, am luat asupra mea, mașina putea fi cumpărată la un preț bun din punctul meu de vedere, având în vedere dotările. 132.000 de kilometri, avem Distronic, pe care, uite, chiar o să-l activăm acum să vedeți exact că funcționează, păstrează distanța față de mașina din față și acum și scade viteza și de aici putem seta
distanța față de mașina din față, am luat picioarele pe pedale, acum accelerează și păstrează distanța față de mașina din fața mea. Deci avem Distronic, avem Ford Control, mașina dispune de cameră marșalier, avem Ford Control, avem sistem audio Bose, cutie automată, faruri full LED, head-up display, navigație mare, adică destul de multe cele dotări și mașina putea fi luată la un preț cu mult sub piața din România. Probabil și el o să vadă clipul ăsta și văzând că nu am cum să-l conving că este un avantaj, am trimis avansul înapoi, că așa mi s-a părut corect, adică este și greșeala mea și neatenția mea, dar m-am gândit că va înțelege că este un avantaj. Dar fiind banii lui, fiind munca lui, fiind alegerea lui, am considerat că ok, să trimit banii înapoi nu este nicio problemă, dar nici mie nu mi-a convenit să să plătesc o amendă considerabilă la site-ul de licitații să-mi păstrez contul pentru că s-a răzgândit el. Și am hotărât să o cumpăr eu, i-am schimbat două bucși pe față pentru că oarecum sunt consumabile la mașina asta la un moment dat. I-am reconisorat jantele care erau destul de zgâriate, adică am băgat niște bani în ea și am pus-o, bineînțeles, pe un alt preț. Adică am obținut un preț mai bun pe ea în țară, cu mult mai bun față de ce puteam să aduc la comandă. Doar că, practic, mi-am blocat banii mei și multă lume este foarte indignată și supărată în momentul în care le spun că, uite, dacă ți-aduc mașina asta la comandă la 11.000 și e un preț bun raportat la ce mai e pe piață, te costă atât și dacă o aduc cu banii mei și îmi blochez banii pentru tine, cum aș putea să-mi blochez și pentru o altă mașină să fac și un profit, că nimeni nu lucrează pe nasturi, e normal, adică nu e vorba de cămătărie sau de alte prostii de genul ăsta, îi spun, uite, te costă 1.000 de euro mai mult, că îmi blochez și eu 10, 12, 13 mii de euro, poate pentru o lună de zile, lună în care poate puteam să aduc altă mașină, dar îi blochez pentru tine. Și bineînțeles, am adus eu în țară, i-am făcut o inspecție, i-am făcut revizie. Adică, într-adevăr, am cerut mai mult pe aia în țară, dar am băgat și eu ceva bănuți în ea, adică bucșile alea cu tot cu montaj m-au costat undeva la 500 de lei, pentru că nici nu vreau să iau unele proaste să nu țină, să înceapă să bată iar în 2-3 săptămâni vorba aia. Revizia undeva la 700-800 de lei, cu RAR, cu numere, cu detailing, cu toate cele, adică te mai ridici la 4-500 de euro și de asta multă lume crede că în momentul în care își cumpără o mașină sau nu știu, vine cu ideea vreau să negociez, vreau să fac. Eu sunt de acord să negociez, dar sunt de acord să negociez pe lucruri întemeiate. Pentru că multă lume nu vede costurile din spate și multă lume are impresia că ai luat-o pe 10.000, o vinzi pe 14.000 și îți rămân 4.000 de euro. Nu e așa. Ai taxe la stat, ai TVA, ai impozii pe profit, ai multe alte costuri, plus RAR, numere, adică RAR-ul a ajuns 750 de lei. Din start acolo se duc 150 de euro așa la prima strigare. Și mă rog, mașina merge foarte bine, kilometri puțin se văd, volanul nu este uzat, ultima intrare este pe la 130.000 de kilometri când s-a schimbat și bateria, adică sunt niște intrări și o mașină cu istoric și foarte multă lume, îmi pare rău de faptul că foarte multă lume nu apreciază mașinile astea cu istoric și nu apreciază că le spui anumite lucruri despre mașini și din păcate oamenii ăștia sunt și victimele cele mai mari, pentru că dacă le spui că e motorul schimbat, păi de ce e schimbat? Dacă nu e schimbat și pică la ei, păi este par. Păi da, dacă n-are uleiul schimbat în cutie, dar de ce nu e schimbat uleiul în cutie? Și tot așa, adică dacă are o zgârietură pe bara spate, păi de ce are zgârietură pe bara spate? Dacă îi vopsești bara, zice că e lovită în spate mașina și a reparat-o tu. Nu știu, eu și-am considerat din momentul în care am cumpărat mașina asta și am hotărât să-mi blochez banii mei să o aduc eu în stoc, am considerat că voi găsi un om care va înțelege că un lucru reparat în reprezentanță și care apare pe istoric, din punctul meu de vedere, te va ajuta și la revânzare. Și un om care gândește logic înțelege că dacă s-a reparat ceva, mai ales în reprezentanță și relativ recent, adică acum vreo 40.000 de kilometri, e un avantaj. Și într-un final mi-a spus cu frumosul ok, uite, ia avansul înapoi, este vina mea că nu te-am anunțat într-adevăr, dar oamenii trebuie să aibă și așteptări normale, că sunt atâtea cazuri în care motoarele astea au picat. Și te costă să faci un motor din ăsta biturbo, să-l faci de la zero, să iei și turbine și eghere și tot ce ține și distribuție și tot ce e acolo, vă zic că vă costă minim 3-4.000 de euro. Asta nu înseamnă că sunt motoarele proaste sau că sunt toate care pică sau că nu știu ce. Sunt motoare care au fost schimbate și la 40.000 de kilometri. Eu îl văd un mare avantaj și aici apreciez partea de, nu știu, de cum își asumă cei de la Renault. Pentru că multă lume poate nu ți-ar mai fi schimbat motorul sau anumite componente din el dacă avea diferite probleme. Cum și la cele pe benzină au fost foarte multe care au avut rechemare pe cutie, pentru că erau oarecum la limita de cuplu și au fost multe cutii care au picat. Dar este un producător care și-a asumat problema asta.
și din nou eu l-am văzut un avantaj. Cam asta este motivul principal, pentru că, na, mă rog, după cum am zis anterior, mașina putea fi luată la un preț foarte bun dacă era adusă la comandă și ulterior am văzut că nu putem ajunge la un numitor comun. L-am înțeles, omul era și plecat undeva în străinitate la muncă și am înțeles și aspectul ăsta, adică am înțeles, băi, uite și tu te chinui prin afară, uite, ia frumos bănuții înapoi, deși consider și cred că multă lume nu i-ar mai fi dat niciun ban înapoi, adică ar fi zis, bă, frate, e mașina ta, na. Dar am luat-o asupra mea și m-am pus și în locul lui și sunt de partea lui, adică da, domne, am greșit, n-am fost atent, nu ți-am zis. Am mizat pe faptul că va înțelege că este un avantaj, mai ales că nu e făcut la colțul blocului să zici că o să spice și oricum, dacă n-a picat în ăștia 40.000 de kilometri, mă gândesc că oricum e făcut mai ok decât cel de fabrică, oricum mai optimizat ar trebui să fie și plus că motoarele astea, fiind făcute la reprezentanță, o garanție sau ceva, tot ar trebui să aibă, adică totuși e făcut în reprezentanță. Și dacă era atât de rău sau pica sau avea semne că va pica din nou, probabil în ăștia 40.000 de kilometri mai avea vreo intrare în service pentru problema respectivă. Iar cu privire la revizii, mașina avea ultima revizie acum vreo 14.000 de kilometri, de asta am și hotărât să-i fac eu o revizie, astfel încât clientul cel de-al doilea ce m-a contactat pentru mașina asta să vină să ridice mașina cu revizie făcută, cu bușele respective schimbate, adică prefer să pierd eu cu ghilimele de rigoare o anumită sumă de bani, pentru că, na, investesc niște bani în ea, dar să fie omul mulțumit și să nu aibă nici probleme cu ea, pentru că, până la urmă, dai un pumn de bani, vrei să iei o mașină bună. Acum știu că multă lume, uite, să zic, la 13-14.000 de euro, vrea inițiale Paris, vrea dotări, vrea full, vrea mega full, dar un inițiale Paris cu kilometri ăștia cu 130.000, nu prea o să fie 13.000 de euro pe acolo, adică un inițiale Paris cu kilometri ăștia, dacă are și panoramic și pachet de iarnă și volan încălzit, deja e pe la vreo 16-17.000 de euro. Mi-e place foarte mult configurația asta, pentru că fix așa am avut și primul meu talisman, doar că era manual. Totodată, mașina dispune și de masaj. Sunt scaunele astea cu piele pe lateral și un fel de textil pe jumătate. Avem 3 moduri de masaj, tonic, relaxat și lombar. Avem alertă la unghi mort și mai avem și aici diferite sisteme de siguranță. Avem avertizare la părăsirea benzii, eu de obicei o dezactivez pentru că e un pic cam enervantă, bârie în boxe. Avertizare de distanță, avem frânare activă, avem alertă la unghi mort, este acolo în oglindă, adică și pe partea de sisteme de siguranță stă destul de bine. Fază lungă automată și distronicul din nou, îl activăm de aici. Uite, îl setăm la 56 la oră, dar deja vedem mașina din față. Parbrizul în stare bună, toate geamurile sunt originale. Pe car vertical apar absolut toate intrările, pentru că din nou sunt făcute în reprezentanță. Adică sunt și alte lucruri mai importante decât, nu știu, prețul. Pentru că știu că multă lume caută ieftin, caută să fie bun, caută să fie dotat, caută să arate bine. Chiar astăzi văzusem un clip, mi s-a părut amuzant, dar era real. Lumea vrea să dea pe mașină 200 de euro, dar vrea să arate de 10.000, dar vrea să meargă ca una de 20.000, dar vreau și vor să o vândă pe 30.000. Lucrul ăsta nu se poate, adică dacă un anunț e prea frumos să fie adevărat, cum sunt și alea pe mobile, nu știu, vezi un talisman din ăsta la 100.000 de kilometri inițiale la 8.000, vezi că e cont de dealer făcut acum 2 zile, nu se pui așa niște semne întrebare, e clar că nu există ofertele astea, adică dacă ar exista, cred că ar lua toată lumea. De asta și multă lume este naivă și mă lovesc zilnic de treaba asta cu adesa, pentru că oamenii nu iau în considerare faptul că prețul estimat înseamnă o estimare. Oamenii nu iau în calcul că se percepe TVA, sunt taxe de licitație, pentru că platforma aia de licitație trebuie să câștige și ea din ceva niște bani, că e normal să trebuiască să câștige pentru că are niște angajați și nu sunt 3 angajați în câteva sute. Iar la cutia de viteze, din nou, la mașina asta se vede că a fost schimbat uleiul exact când a trebuit, undeva la 90.000 de kilometri, deci ar fi următorul schimb de ulei undeva la 180.000. Dar uite, toate astea, dacă le aduni, sunt totuși niște costuri pe care clientul sau proprietarul următor nu le va mai acoperi. Acum a avut și un singur proprietar, adică și ăsta e un oarecare punct de referință. Depinde și cui vinzi mașina, pentru că sunt multe persoane care nu știu să interpreteze corect informația. Am avut mașini 2020 și aveau 2 proprietari, 3 proprietari. Și multă lume n-a vrut să cumpere mașina din considerentul ăsta, pentru că ei nu înțeleg că primul proprietar e firma de leasing în 90% din cazuri. Al doilea proprietar, cel mai probabil, este persoana fizică dacă păstrează mașina, dacă vrea să o păstreze. A treia persoană, al treilea proprietar, deși poate nici măcar nu o scrie, este parcul sau site-ul de licitații care o vinde. Deci, practic, în realitate, mașina are un singur proprietar, doar în acte sunt 3.
Adică pe mine nu m-ar da înapoi. Am avut un pasaj ce de Spania, avea 12 proprietari și mașina aia merge în ziua de azi în Germania. Nu știu dacă o să vadă băiatul respectiv clipul, dar mașina aia merge în Germania de vreo 2 ani de zile. Adică i-am adus-o lui în România și am scris-o acolo și așa mai departe. Dar ce relevanță are? Înțeleg, e o mașină care a stat numai pe la parcuri, a fost mașină care a fost numai în variante, numai în combinații. Acolo da, poate e o mașină cu probleme, dar până acolo e cale lungă. Și revenind la povestea asta, ăsta a fost motivul principal pentru care clientul a refuzat mașina asta, n-a vrut să mai cumpere, pentru care motorul schimbat. Și de cele mai multe ori, oamenii care sunt deranjați de revopsiri sunt primele persoane care revopsesc o mașină dacă o lovesc sau dacă o ating undeva. De cele mai multe ori, persoanele care sunt deranjate că o mașină are kit într-o aripă sau undeva sunt primele persoane care în momentul în care o lovesc și ei sau o ating umple mașina de kit. Și mai sunt persoanele care sunt deranjate că, nu știu, de ce i-a schimbat ceva la motor sau de ce i-a schimbat ulei în cutie, că probabil schimba urât. Sunt fix aceleași persoane care probabil dacă ar pica cutia de viteze, ar cârpi cutia de viteze să mai meargă puțin ca să o vândă și mai departe. Încercați să fiți corecți, încercați să fiți realiști și să înțelegeți că sunt niște mașini second și am încercat și eu să-l conving treaba asta, dar sunt și oameni, pe lângă faptul că sunt mașini second, sunt oameni, chiar dacă multă lume zice că poate e aroganță sau e răutate, nu e nici aroganță, nici răutate, dar ajungi într-un punct în care îți dai seama că anumite persoane nu merită să fie învățate și educate și să încerci să îi faci să înțeleagă că anumite lucruri sunt în avantajul lor. Și am zis, băi, ok, uite, sunt banii tăi, este munca ta, poftim banii înapoi, o aduc eu cu banii mei, o plătesc eu, niciun fel de problemă, îmi blochez eu banii mei și, bineînțeles, am avut încredere că voi da de niște oameni ok și așa a fost, care vor aprecia anumite aspecte mult mai mult decât faptul că mașina are motorul schimbat și oricum, din nou, eu îl consider un avantaj. Și a fost ok. Într-adevăr, și profitul este mai mare față de ce profit aș fi putut să am la mașina asta dacă o aduceam la comandă. Am adus-o, i-am făcut o expertiză, îi fac și rarul și o predau cu toate actele pregătite, astfel încât clientul merge doar la primărie să o ia în evidență și la poliție să o matriculeze. Atât de simplu cu un om care este hotărât, căruia îi place mașina și care apreciază și anumite lucruri. Deși, de multe ori când vezi că vrei să fii corect și îi spui omului, uite, asta are mașina, asta nu are, asta are, de cele mai multe ori parcă am ajuns la concluzia că îl pierzi pe om, pierzi clientul și de multe ori oamenii sunt și oarecum, nu știu, deranjați dacă le spui adevărul sau dacă încerci totul să spui punctul de vedere și să încerci să-i convingi că e mai ok ca și tine. Adică să zic, băi, uite, dacă ai un motor schimbat, dacă ai ulei în cutie schimbat, dacă ai baterie nouă, nu ți se par niște avantaje treburile astea? Dar sunt oameni care nu vor să înțeleagă și, din nou, cum am zis și la început, este și vina mea, mi-asum, am greșit, n-am fost atent. Acum nu e nici vina celor de la licitație, pentru că mi-au scris treaba asta, am verificat-o la Renault și într-adevăr coincidea, dar din punctul meu de vedere este mai mult decât un avantaj. Așadar, așteptările voastre în comentarii cu privire la povestea asta, să zic așa, și ce vreau să vă întreb este următorul lucru. Dacă ați fi fost în situația similară cum a fost și clientul meu, găsați o mașină la un preț bun față de piața din România, să vă aducă cineva din afară sau să o cumpere direct din România. Dar uite, o verifici la Renault, la Citroen, oriunde vrei tu să o verifici. Mașina are istoric curat, are revizii făcute, are totul ok, doar că are motorul schimbat. Din nou, în reprezentanță, cu piese originale, cu toate codurile de piese ce s-au modificat, cât a durat manopera și toate cele. Ai cumpărat mașina respectivă sau te-ar da înapoi faptul că are motorul schimbat? Chiar sunt curios să văd ce părere aveți voi despre asta și ce ați făcut în situația respectivă. Dar de asta nici nu judec, pentru că fiecare om muncește pentru banii lui, fiecare om e liber să facă ce vrea cu banii lui și de asta nici nu am insistat foarte mult. Am încercat câteva ore să-l conving că este un avantaj, am văzut că nu am pe cine să conving pe partea asta că este un avantaj și am lăsat o baltă. Aici avem un 430i căruia o să-i fac un clip, pentru că este o mașină nouă în stoc, dar la fel deja am primit avans pentru ea. Aici este Volvo V40, n-am mai vorbit de mult de el pentru că a fost la curățat și o să-i fac o prezentare detaliată, pentru că i-am recondiționat jantele, am curățat-o, am polișat-o, n-am avut timp efectiv să mă ocup de ea și este o mașină pe care o am, cred că de jumătate de an și multul meu oricum cred că nici nu știa de faptul că am Volvo ăsta în stoc, dar acum arată și mult mai bine pentru că jantele sunt recondiționate. E și polișată, mă rog, arată mai bine. Camera marșalier,
mergem în parc și cam ăsta este talismanul. După cum am zis la început, momentan este rezervat, dacă nu se va vinde, o să mai fac un clip detaliat să vedeți exact despre ce este vorba. Așteptările voastre în comentarii, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!